pentru a avea parte de cea mai gustoasă varză murată, pe lângă clasica saramură, mai avem nevoie și de alte ingrediente. În primul rând, trebuie să fim atenți la sare, să folosim o sare neiodată. Apoi avem nevoie de aproximativ 5-6 rădăcini de hrean grosuțe pe care le vom pune printre straturile de varză. Pentru o aromă plăcută, adăugăm 3 gutui și aproximativ 3 mere medii pe care le spălăm bine și le tăiem în bucăți. Și pe acestea le vom pune printre verzele așezate în butoi. În foarte multe zone se pun unul sau doi știuleți de porumb uscat, unul la fundul butoiului și unul cam pe la mijloc. Pentru ca moarea să aibă o culoare frumoasă, se adaugă 3-4 sfecle de roșii de mărime medie sau 2-3 verze roșii. Apoi mai adăugăm plante aromatice, se adaugă cimbru și mărar. Aproximativ 2 legături de cimbru uscat și 2-3 legături de mărar uscat. Cine nu suportă aroma mărarului poate renunța cu ușurință la această plantă aromatică. De asemenea, puteți adăuga crenguțe de busuioc pentru a evita ca și varza să facă floare.